Dacă eu sunt un om bun și ajut, de ce am parte de răspunsuri negative sau de reacții negative? Pentru că noi nu ne cunoaștem cu adevărat și pretindem de la ceilalți să se comporte așa cum noi am avea nevoie să se comporte cu noi, cum am vrea noi să se comporte, astfel încât bunătatea sau actele noastre de bunătate să fie validate. Împărtășirea vine din experiență, împărtășirea vine din dorința de a arăta celor de lângă tine sau cât mai multor oameni posibil, din experiențele vieții tale, din ceea ce descoperi de-a lungul vieții de zi cu zi. Pentru că una este să citim și să ne aducem aminte niște lucruri în interiorul nostru, una este să aplicăm ceea ce citim. Aplicarea sau trăirea vieții conform unor învățături nu este întotdeauna cea mai simplă. La fel se întâmplă și cu bunătatea. Să dăm un exemplu. Sunt oamenii care spun tot timpul, uite, eu fac lucruri, eu sunt un om bun, pentru că ajut copiii sărmani, ajut, nu știu, zone defavorizate, dau bani la mănăstire, sponsorizez, fac acte caritabile, sunt, cum se numesc, voluntar în diferite acțiuni, salvez animale și așa mai departe. Deci intenția este foarte bună, însă foarte mulți dintre ei, la un moment dat, când vine un stimul nu tocmai plăcut, ori apare un reproș din partea celor ajutați, ori apare o jignire, ori apare o situație în care cel care ajută nu se simte confortabil în fața ei, în momentul acela, din interior, apare acea frustrare, apare un egoism, apare o supărare. Și atunci, aici nu mai vorbim de acte de bunătate, aici vorbim de intenția curată de a fi bun, dar de neputința gestionării celorlalți stimuli care vin ca urmare a faptelor noastre.